Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denise Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Eu voi adresa invitatului meu 40 de întrebări, pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem, o am alături de mine în această seară pe Daciana Sârbu, antreprenor. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! O mare bucurie și o mare onoare să vă avem aici la 40 de întrebări. Bucuria e a mea și mulțumesc. Despre dumneavoastră știm așa, sunteți fiica cunoscutului politician Ilie Sârbu și v-ați păstrat numele în ciuda căsătoriei cu nu mai puțin cunoscutul Victor Ponta. Ați fost timp de 22 de ani membru PSD, deputat și europarlamentar în 3 mandate consecutive. În 2019 v-ați retras din politică și în prezent conduceți propria afacere cu prăjituri. În plan personal sunteți căsătorită și aveți 2 fiice. Ne-am propus ca prin intermediul celor 40 de întrebări să vă cunoaștem pe dumneavoastră, femeia Daciana, și să aflăm cât de greu se construiește o carieră atunci când porți un nume celebru. Sunteți pregătită? Bineînțeles, de asta am și venit. Bine. V-ați născut pe 15 ianuarie 1977 la Arad și ați primit la botez numele Daciana Octavia. Copilăria și adolescența vi le-ați petrecut la Timișoara, iar în 2002, pe când aveați 25 de ani, v-ați mutat la București. Schimbarea orașului a venit și cu o schimbare de look. Din brunetă v-ați făcut blondă și ați slăbit numai puțin de 15 kg. Vă citez. Am slăbit și m-am schimbat pentru că am resimțit șocul mutării în București. În ciuda acestui fapt, locuiți și astăzi în capitală, alături de familie, ați dezvoltat aici o afacere și nu păreți să aveți nici o mai mică intenție de a vă muta. Mai mult, ați declarat așa, se spune că fiecare carte pe care o citești te modelează. Eu cred că același lucru este valabil și pentru fiecare loc unde trăiești. Urmează întrebarea: cum v-a modelat Bucureștiul? Da, cred că la început a fost foarte greu pentru că în Timișoara eram o comunitate mică, cum se spune că în orașele acestea mai mici cunoști pe toată lumea. Eram și foarte tânără când m-am mutat și a fost un șoc. Bucureștiul m-a copleșit și mi-a fost foarte greu să mă adaptez. Dar ca orice oraș cosmopolit, interesant, pe alocuri greu de trăit în el, îți creează o dependență. Așa că, iată-mă, după atâția ani încă aici. Și modelată cum? Modelată, eu spun că bine, iată, sunt o femeie matură, care conduc un business, spun eu, de succes și sunt foarte fericită că mi-am deschis un business în acest oraș. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Despre copilărie ați spus așa: am fost și sunt un copil răsfățat. Nu am exagerat în niciun fel. Nu mi s-a permis orice, nu am avut tot ce mi-am dorit, pentru simplul motiv că nu meritam, că nu se obține atât de ușor orice. Asta mi se spunea. Le mulțumiți părinților pentru că v-au crescut așa, însă în 2006 spuneați despre dumneavoastră, vă citez: sunt pesimistă pentru că sunt un om realist. Una dintre fricile mele a fost că nu o să pot să mă descurc singură în viață. Au trecut peste 15 ani de la această declarație și vreau să știu cum vedeți astăzi lumea. Urmează întrebarea: mai sunteți pesimistă? Nu sunt nici optimistă, pentru că întotdeauna am avut acest realism destul de accentuat. Sigur că le-am mulțumit părinților pentru această educație mai spartană, dar în sensul în care am respectat de fiecare dată și deciziile lor, dar și faptul că, așa cum spuneați, ceea ce obții trebuie să și apreciezi. Și atunci mi-am ghidat, practic, viața. După ce și am făcut în așa fel încât să fiu recunoscătoare pentru tot ceea ce am avut. Deci nu sunt pesimistă, sunt într-un moment al vieții în care Sunt mai mult recunoscătoare și mă bucur de ceea ce am. Bine. Mergem mai departe. Ați făcut școala generală la Timișoara și tot în orașul de pe Bega ați absolvit în 1996 Colegiul Național Bănățean. Ați spus că ați fost un copil docil, care nu s-a răzvrătit niciodată în fața părinților sau a profesorilor. În adolescență ați început să fiți complexată din cauza înălțimii. Ați spus așa: la momentul acela nu se purtau femeile înalte. Când eram eu în liceu și în facultate, era un defect să fii cea mai înaltă din clasă. Chiar și atunci când mi se spunea cu admirație, eu interpretam cu totul altfel. După ce ați intrat în politică, nu doar înălțimea a constituit un subiect de discuții, ci și culoarea părului. Vă citez. Au spus despre mine multe răutăți, ca de exemplu că sunt blondă, înaltă și cam aici ar fi oprit Dumnezeu cu darurile. Vreau să știu cât de înaltă sunteți de fapt și când v-ați dat seama că este bine să fii la înălțime. Urmează întrebarea: ce complexe aveți astăzi? Nu știu, nu mai am complexe. Totuși, sunt un om matur, repet, și îmi iubesc și defectele. Și legat de înălțime, bineînțeles că acum, cred că singurul dezavantaj este că nu mai pot suporta curii atât de înalte. Dar, în rest, uneori te ajută să privești lumea mai detașat. Fiind la o anumită înălțime, poate vezi imaginea mai de ansamblu. Dar e un drum, ca orice drum al oricărei femei, de la adolescență, perioada în care are impresia că totul e greșit la ea, până în momentul în care se descoperă și ajunge să-și câștige încrederea în sine. Sunt în acel moment și chiar dacă poate mi-a luat destul timp să ajung aici, acum, repet, apreciez și defectele mele. Care sunt acelea? De exemplu, nu-mi place nasul. Și... dar cu înălțimea, în acest moment, m-am împăcat. Suntem prietene. Bine. Continuăm. Ați simțit pentru prima dată fluturi în stomac la 14 ani, când v-ați îndrăgostit de un coleg mai mare, despre care ați spus că făcea ravagii în rândul adolescentelor. Cum el avea alte preferințe în materie de fete, nu i-ați dezvăluit niciodată sentimentele. Situația a fost cu totul alta când ați ajuns în anul 2 de facultate. Vă citez. Am întâlnit ceea ce eu credeam că va fi iubirea vieții mele. Blond, ochi verzi, mai înalt ca mine și foarte romantic. Relația a evoluat firesc, iar la un moment dat ne-am iubit fără să pregătim momentul. Din păcate pentru mine, romantismul lui s-a terminat după 6 ani. Mai târziu, pentru a vă visa alesul, ați pus, conform tradițiilor, busuioc sub pernă în noaptea de bobotează. În loc să-l visați pe făt frumos, ați povestit că ați avut coșmaruri și, mai în glumă, mai în serios, ați spus atunci că ați ajuns să credeți că băieții buni erau deja luați. Urmează întrebarea: de câte ori vă frânt inima băieții răi? Nici nu știam că vorbeam atât despre mine. Cred că n-am avut așa momente în care, nu știu, să mă simt cu inima frântă. Poate pentru că, nu știu, am fost norocoasă și am întâlnit și băieți buni, dar am avut experiențe. Acum le privesc cu amuzament și îmi doresc ca și fiicele mele să trăiască experiențe, chiar dacă unele le frâng inima, pentru că ele te transformă. Și pe măsură ce înveți din aceste relații, știi ceea ce vrei și ce trebuie să cauți la un om, la un partener, și te ajută cu siguranță. Care e cea mai importantă lecție învățată? Legată de bărbați, de relații, de experiențele acestea, să ai răbdare, să privești orice întâlnire, nu știu, poate cu detașare, și să cunoști omul suficient de bine încât să poți să te arunci și să-ți deschizi sufletul. Sigur, repet, asta se câștigă cu timpul. Mulțumesc. Continuăm. Ați vrut să vă faceți medic, dar pentru că nu vă plăcea chimia, v-ați răzgândit și ați urmat facultatea de drept. După ce ați picat examenul de intrare în magistratură, v-ați dedicat carierei politice. La 40 de ani însă ați schimbat total domeniul și ați făcut un curs de 3 luni pentru cofetari începători la Institutul Le Cordon Bleu din Paris. Vă citez. Recunosc că a fost o etapă foarte complicată din viața mea. Cred că întoarcerea la școală la 40 un pic de ani nu e tocmai ușoară. Program intens de dimineața până seara, multă practică pe lângă și mai multă teorie. Ați făcut acele cursuri pentru a stăpâni limbajul de specialitate în discuțiile cu alți cofetari și ca să puteți modifica și crea propriile dumneavoastră rețete în afacerea pe care ați deschis-o la București. Urmează întrebarea: ce gust are viața dumneavoastră acum? Dulce. Gust de soc, de cremă cu vanilie și pot să spun așa, cu gust de înțelepciune. După multe încercări, fac ceea ce îmi place și am o mare satisfacție. Am descoperit că este un domeniu în care câștigi enorm prin simplu fapt că vezi bucuria oamenilor atunci când se așează la masă și își trăiesc acea oră de răsfăț. Și pentru mine asta este ceva ce nu-mi imaginam că pot să ajung să experimentez. Și repet, am trecut prin multe, am avut curajul să schimb total domeniu de activitate și nu-mi pare rău deloc, pentru că, în sfârșit, am găsit bucurie. Frumos, mulțumesc! Mergem cu prima întrebare roșie. Erați încă europarlamentară în 2014, când ați deschis prima cofetărie în București. Spuneați atunci că ați moștenit pasiunea pentru prăjituri de la mătușa din partea tatălui, care vă pregătea în copilărie gomboți cu prune, cozonac cu mac și alte dulciuri tradiționale. În 2019 v-ați retras din politică și v-ați decis să vă dezvoltați afacerea, iar în prezent dețineți 4 cofetării în București. Urmează întrebarea roșie. De ce vi s-a acrit de politică? Râdeam la un moment dat și spuneam așa că am trecut de la mâncătorie la cofetărie. Cam așa. Nu mi s-a acrit de politică. Cred că am ajuns la un moment dat să nu mai trăiesc cu pasiune ceea ce făceam. Pentru că am realizat de fapt că am intrat în politică pentru că iubeam oamenii și iubesc și acum și îmi place să interacționez cu oamenii. Mă încarc enorm, doar că lucrurile păreau așa, dar s-au transformat. Pentru mine politica a fost așa o surpriză, mai mult neplăcută la început, dar plecând la Bruxelles mi-am dat seama că pot să fac ceea ce îmi place. Am activat în Comisia de Agricultură, de Sănătate, cumva era tot în domeniul pasiunii mele pentru mâncare, pentru alimentație și oameni, pentru că am interacționat cu oameni. Poate, nu știu, la un moment dat o să pot să povestesc despre experiențe și despre ce oameni am întâlnit și faptul că am avut și un mentor acolo, o femeie. Toate lucrurile acestea m-au făcut ceea ce sunt astăzi, deci nu regret, dar n-am mai trăit cu pasiunea asta și mi-am dat seama că în primul rând vreau să vin acasă și să fac altceva. Bine. Continuăm. Ați intrat în PSD într-un moment dificil pentru partid, vă citez, în 1996, PSD tocmai pierduse dramatic puterea. Eu însă am crezut mereu într-un principiu simplu, cu cât te confrunți cu provocări mai mari, cu atât ești forțat să devii mai puternic, să-ți depășești limitele, să-ți dezvolți calitățile. Din vorbele dumneavoastră, pare că v-ați alăturat socialdemocraților, mânată de intenția de a vă oțeli caracterul, chiar dacă ați povestit că intrarea în politică a fost conjuncturală. Aveați prieteni la Timișoara care erau înscriși înscriși în acest partid și care vă chemau să lipiți împreună afișe. Vreau să știu care a fost cel mai mare câștig pe care vi l-a adus politica. Urmează întrebarea. V-a adus politica mai mulți dușmani sau mai mulți prieteni? Să-mi iau puțin timp să mă gândesc. Mi-a adus politica ce-ți aduce viața, de fapt. E un drum și pe acest drum întâlnești și prieteni și dușmani și prieteni de conjunctură. Cred că politica îți aduce mai mulți prieteni de conjunctură decât orice alt domeniu, dar la un moment dat înveți să îi simți și să-ți dai seama de ce vin lângă tine, ce urmăresc. E dureros la început, dar te înveți. Și experiența cu oamenii e frumoasă. După cum am spus, îmi plac oamenii și n-aș spune că a fost ceva rău în asta. Și ca să vă răspund, că am făcut așa o... Nu mi-a adus mai mulți dușmani. Eu nu sunt o persoană conflictuală și sper și cred că actul meu de rebeliune este decența, așa că în momentul în care sunt eu așa cum sunt, cred că n-au nici obiectul de dușmănie. În termen de câștiguri, ce câștig? Care a fost cel mai mare câștig pe care vi l-a adus politica? Această experiență. Această experiență, momentele acelea de tensiune, momentele grele, bănuiesc că o să ajungem și la ele, sper, te învață enorm. Și faptul că am trecut prin ea, din cauza politicii, că pot să spun din cauza, m-a ajutat să fiu ceea ce sunt astăzi. Mulțumesc! De la tatăl dumneavoastră, Ilie Sârbu, om politic și fost ministru al agriculturii, de profesie economist și preot ortodox, ați spus că ați moștenit cele mai importante valori în viață. Pentru că ați ales să intrați în politică, o parte a presei și adversarii politici au spus că principala dumneavoastră realizare constă în faptul că sunteți fata lui tata. Tată care, susțin ei, v-a împins în față. Puțină lume știe însă discuția pe care ați avut-o cu părintele dumneavoastră după ce v-ați mutat în București. Vă citez. Tata mi-a interzis din start să intru în politică, simțind că nu este deloc pentru mine, dar eu am făcut tocmai invers. Vreau să știu cât de supărat a fost tatăl dumneavoastră că nu l-ați ascultat și dacă a refuzat vreodată să vă ajute. Urmează întrebarea. V-a pedepsit tata pentru că ați intrat în politică? Pe moment m-a pedepsit în sensul în care n-a mai vorbit cu mine, da. Și am avut o perioadă așa de distanțare. Bineînțeles că acum, și părinte fiind, îmi dau seama că nu mi-a vrut decât binele. Atunci nu înțelegeam și era și interesant să faci... Cred că eram cumva la vârsta la care făceam... Exact invers din ce îmi spuneau părinții. Dar acum îi dau dreptate. A fost o experiență dură, dar mai știu că nu ai cum să-ți protejezi copiii, pentru că aceste experiențe, de fapt, îi transformă în oameni și îi ajută în viață și așa își clădesc, practic, și cariera și viața, trecând prin tot felul de experiențe de care noi nu putem să-i ferim. Cât timp n-ați vorbit cu tata? Cred că a fost aproape un an. Wow! Da. Dar l-am înțeles la un moment dat. Am înțeles și că această sintagmă, fata lui tata, o să mă urmărească, dar până la urmă nu suntem toate fetele lui tata, într-un fel sau altul. Și... Au fost, de-a lungul vieții mele, multe alte prejudecăți și mi s-au lipit destule sintagme nedrepte, dar pe care le-am dus exact așa. Mulțumesc. Mergem cu întrebare roșie. Vă citez. Am fost mai mult înclinată spre studiu decât spre distracții și ieșiri cu prietenii. Îmi doream foarte tare să devin procuror și am și făcut facultatea de drept. Am susținut examenul la Institutul de Magistratură, fiind primul meu eșec serios, deși învățam bine. Presa susține că nu ați mai dat niciodată examenul la magistratură și că studiile dumneavoastră în drept le-ați efectuat la o facultate particulară neacreditată. Și pentru că în CV-ul dumneavoastră scrie doar că sunteți licențiată în drept, fără să fie specificată instituția de învățământ superior absolvită, o parte a presei v-a acuzat că mințiți prin omisiune. Vreau să știu dacă ați încercat să intrați la o facultate de stat. Urmează întrebarea roșie. Mințiți prin omisiune? A, nu. Nici nu m-am gândit la momentul acela. Era destul de uzual că dacă încercai să dai la o facultate de stat, era și perioada aceea în care era foarte mare concurență, mergeai la o facultate privată și apoi reîncercai să dai din nou examenul. N-am făcut asta, dar apoi, după ce am terminat facultatea, am mers la master la facultatea de stat, am făcut un master în drept comercial și în momentul în care m-am mutat în București, așa este, am încercat să dau la magistratură. Evident că pasiunea și dorința mea de la început a fost să dau la medicină. Nu m-am regăsit, pentru că mi-am schimbat traseul imediat în momentul în care am găsit această activitate lipitul afișelor și mi-a plăcut comunitatea de acolo și atmosfera și ceea ce făceam, dar e marele meu regret, nu că n-am dat la o facultate de stat, ci că n-am dat la medicină. Bine, mulțumesc. Continuăm. Erați secretară de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării și Tineretului, funcție pe care ați ocupat-o timp de un an, din 2003 până în 2004, când Roberta Anastase, secretar executiv al PD, v-a acuzat că nu sunteți capabile să aplicați o serie de politici pentru tineri asumate de guvern prin Planul Național de Acțiune pentru Tineret. Spunea atunci Roberta Anastase că în loc ca guvernul să le ofere funcții copiilor și nepoților liderilor PSD, aceștia ar fi trebuit trimiși la o grădiniță politică cu orar prelungit. Vreau să știu care considerați că este cea mai mare realizare a dumneavoastră în politică. Urmează întrebarea. Ce notă v-ați da ca politician? Nu sunt eu în măsură să-mi dau note, că am spus din decență, așa, că n-am avut niciodată pretenția că mă pot autoevalua suficient de bine. Dar pot să spun sigur că am plecat cu capul sus din politică, că nu aveți absolut nimic să-mi reproșați și că, sigur, am niște realizări de care sunt foarte mândră în perioada în care am fost europarlamentar. Și sunt poate unele mici, altele mai puțin, dar, nu știu, ca să vă spun și un exemplu concret, la momentul acela era doar o discuție și un subiect așa destul de tabu, agricultura ecologică, și am marea satisfacție că i-am adus pe cei care își doreau să facă agricultură ecologică și la Bruxelles și pe scena publică din România, moment în care cumva s-au lansat și au avut curaj să ceară, să-și ceară mai multe drepturi, să ceară facilități, să meargă la târguri. În continuare am o relație extraordinară cu cei care sunt și în asociații și pot să pun așa pe lista lucrurilor bune de care mi-e drag să spun și de care sunt mândră. Mulțumesc! În 2004 În calitate de președinte al Autorității Naționale pentru Tineret în guvernul Adrian Năstase, ați mărit de aproape 3 ori numărul de copii trimiși la Năvodari, de la 4.000 la 11.236 prin programul de tabere sociale. Însă, în loc să trimiteți în taberele din rețeaua propria ANT, aceștia au ajuns în proporție de 75% în cele private ale Sindromânia SRL, chiar dacă, așa cum nota presa atunci, acestea nu îndeplineau standardele de igienă. Coincidență sau nu, în vara acelui așa, în 2004, la un hotel din Năvodari, aparținând aceluiași Sindromânia SRL, s-a desfășurat tabăra de vară a organizației de tineret a PSD, a Partidului Socialist European, al cărei organizator a fost tineretul social-democrat condus la acea vreme de Victor Ponta. Dumneavoastră ați declarat că nu aveți nicio vină. Vă citez. Eu semnam niște hârtii. Nu știu dacă s-au făcut lucruri bune, dacă hârtiile le-a analizat personalul de la ANT și a considerat că este bine să facem lucrul acesta. Eu am semnat. Ținând cont de faptul că aveți pregătire juridică, urmează întrebarea. De câte ori ați semnat ca primarul? Nu știu dacă ca primarul. Evident că e un traseu al documentelor. Că sunt oameni angajați care trebuie să verifice din punct de vedere juridic. Să semnezi ca primarul presupune că niște oameni plătiți, poate uneori mai bine decât primarul, trebuie să-și facă treaba. Așa că nu aveam nicio grijă să-mi asum ceea ce semnez, pentru că trebuia să fiu în legalitate, adică nu mi-am pus problema vreodată să nu citesc, dar nici că cineva mi-ar introduce o hârtie care ar ascunde vreun viciu. Așa că, nu știu, cred că asta e viața în instituții. Citești, bineînțeles, tot, înțelegi, dar traseul trebuie respectat. Și, în final, deciziile le ia șeful. Și cam atât. Mulțumesc. Continuăm. Ați devenit deputat la 27 de ani, după ce ați candidat în Argeș pe listele Uniunii Naționale PSD+PUR. Prezența dumneavoastră pe liste a fost explicată de liderul PSD Argeș, Constantin Nicolescu, așa. La întocmirea listelor cântăresc și alte aspecte, cum ar fi desemnarea unor candidați de la centru și faptul că PUR va primi un loc eligibil. Nu trebuie să uităm nici faptul că 25% din locurile eligibile le revin tinerilor și femeilor. Prin prezența Dacianei Sârbu am putea rezolva acest ultim aspect, ea fiind și tânără și femeie. Nu v-ați dus până la capăt mandatul de deputat, pentru că în 2007 ați demisionat ca să puteți candida la primele alegeri europarlamentare organizate după aderarea României la Uniunea Europeană. Onorarul net al unui deputat român cu cota forfetară ajunge la 10.000 de euro lunar, iar mandatul este de 4 ani, în timp ce în cei 5 ani de mandat, un europarlamentar încasează 20.000 de euro în fiecare lună. Urmează întrebarea. Ați plecat la Bruxelles pentru bani mai mulți? Nu. Situația a fost așa. La momentul acela, salariul unui deputat era echivalentul salariului din țară. Când am ajuns la Bruxelles și în perioada de preaderare și, mă rog, erau diverse proceduri și după intrarea României în Uniunea Europeană, salariul a rămas la fel. Salariul deputatului din țară. Din țara din care provine. A fost o perioadă în care era o discrepanță foarte mare între, de exemplu, deputații din România sau Bulgaria și cei din Italia, Franța, care câștigau foarte mult. Și la un moment dat s-a luat această decizie să se egalizeze. Unii au pierdut, alții au câștigat. S-a făcut o medie și așa s-a mers mai departe. Deci nu era deloc atractivă din punct de vedere financiar această plecare, pentru că cheltuierile, evident, erau mult mai mari acolo. Atracția mea a fost pentru o experiență, pentru ceva ce era clar că era o provocare. Nu se prea știa nimic despre ce se întâmplă acolo și pentru domeniu, după cum v-am spus, îmi dorem foarte mult aceste comisii. Mulțumesc! În 2006, când compania româno-canadiană Roșia Montană Gold Corporation publica raportul de evaluare asupra mediului pentru ceea ce avea să fie cea mai mare exploatare auriferă la suprafață prin cianurare din Europa, dumneavoastră spuneați așa: voi face lobby și în Parlamentul European. În alte țări, după ce firmele au extras tot, au lăsat în urmă dezastre, oameni bolnavi, râuri poluate. Proiectul de la Roșia Montană va distruge tot ce este viu. În ciuda opoziției dumneavoastră, în august 2013, guvernul Ponta II aproba și trimitea în Parlament un proiect de lege care permitea exploatarea sitului. Ca deputat însă, Victor Ponta avea un alt punct de vedere. Îl citez. Am discutat cu soția mea, care este europarlamentar, și cu alții și le-am spus că personal o să votez împotrivă. Vreau să știu câtă influență aveați asupra primului ministru Victor Ponta. Urmează întrebarea: de câte ori v-ați certat cu soțul din cauza politicii? Asta e la categoria situații care ne-au încurcat, având și lucrând în același domeniu, dar bineînțeles că am ținut cont de opinia fiecăruia. Nu se putea altfel. Și dacă erau opinii contradictorii, ca în acest caz pe care l-ați citat, evident că fiecare până la urmă făcea ce credea și în ce credea. Și s-a întâmplat să fie așa în cazul Roșia Montană. Cred că, nu știu, cam atât. Pentru că să nu vă imaginați că erau așa mese în familie în care ne certam în contradictoriu. Eu cred asta, tu... Nu, erau niște opinii pe care ni le respectam. Evident că le spuneam și atât. Ce influență aveți asupra primului ministru? Credeam că m-am răspuns. Cred că femeia, în general, într-o familie, și femeia este o busolă. Și să fii busolă înseamnă să așezi cumva în jurul tău lucrurile în așa fel încât să funcționeze într-o armonie. Să influențezi deja înseamnă să intri peste liberul arbitru al cuiva și să determini să facă ceva în ceva ce nu crede. Și nu fac asta niciodată, nici cu soțul meu, nici cu alți oameni. Mulțumesc! Mergem cu o întrebare roșie. Susțineți alimentație sănătoasă pentru copii, iar în 2010 ați fondat Asociația Școala pentru Sănătate pentru a ajuta pe părinți să se familiarizeze cu principiile nutriției echilibrate. Ați organizat conferințe pe această temă, ați lansat un site și o carte de rețete sănătoase pentru copii și ați promovat produsele românești bio la Bruxelles. În 2015 însă, când dumneavoastră erați europarlamentar, ați avut surpriza să aflați că guvernul condus de soțul dumneavoastră avea să transforme România, chiar de la 1 iunie, de ziua copilului, în prima țară din Uniunea Europeană care încurajează consumul de băuturi carbogazoase și energizante. Citez din presă. Victor Ponta și soția sa, Daciana Sârbu, au un serios motiv de gâlceavă. Preconizata reducere a TVA la alimente va fi însoțită și de o taxare redusă la băuturile carbogazoase și energizante. În 2017, România era pe locul 2 în Europa la obezitatea infantilă. Urmează întrebarea roșie. Când m-a enervat cel mai tare Victor Ponta? Dar nu avem timp. Nu puteți să-mi dați doar 2 minute pentru asta. Emisiunea. Exact. Așa că nu pot să vă răspund la această întrebare decât dacă are legătură cu subiectul. Evident că era un calcul economic. Evident că era o perioadă în care era nevoie de o susținere. Tot ceea ce însemna producție, agenți economici, agricultură, și a fost chiar binevenită măsura și apreciată. Strict legat de băuturi carbogazoase, Iată că lucrurile s-au reglat ceva vreme după și acum plătim, se plătește mult mai mult. Nu cred că m-a enervat pe acest subiect. Repet, dacă aveți timp să vorbim despre altele, vă dau timp, normal. Nu mai puneți... Cel mai tare moment în care v-ați enervat și v-a enervat, v-a scos din sărite. Știți când mă enervează? Cred că pot să-l includ la... sau chiar să-l pun în primul loc la defecte, din perspectiva mea, evident, când are momentele acelea în care nu se cenzurează și spune așa ce crede. Uneori cu foarte mult umor, pentru că este un om care are umor și simțul umorului, dar poate că ar fi cazul de multe ori să nu spui ceea ce crezi. Pentru că te poți afla în situația să și gafezi. Și atunci mă enervează foarte tare, recunosc. Adică a pierdut în politică pentru că a vorbit prea mult. Da. Dar e și farmecul lui până la urmă, pentru că, repet, are simțul umorului și are multe de spus și atunci cred că uneori îl ia valul. Mulțumesc. Continuăm. În 2005, presa nota că aveați o relație cu volejbalistul Alin Codruț Bobeanu și că numai după câteva luni petrecute împreună vă pregăteați deja de nuntă. Vă citez. Sala este mare și vor încăpea peste 500 de invitați, câți avem de gând să chemăm. Rochia va fi simplă și elegantă. Voi avea și domnișoare de onoare și am căzut de acord să avem două perechi de nași. De petrecerea fastoasă s-a ales însă praful. Iar un an mai târziu, în octombrie 2006, v-ați căsătorit cu Victor Ponta, în mare secret, la Ambasada României din Beijing. Urmează întrebarea. V-a luat Victor Ponta mințile? Nu știu dacă mi-am luat mințile. Cred că mi-am găsit mințile când l-am întâlnit pe el. Și... poate atunci am învățat să am mai multă răbdare și să evaluez situația altfel și așa s-a întâmplat. Că așa se întâmplă în momentele alea în care ți se pare că ai făcut o alegere și apoi zici, a, nu, că nu voiam asta. Și întâlnești pe cineva și asta e. Bine, aici rămânem. Despre soțul dumneavoastră, ați spus că l-ați văzut prima dată la televizor și că v-a atras atenția prin felul său hotărât și ambițios de a fi. Invitat aici la 40 de întrebări, Victor Ponta a mărturisit că ați ales să vă căsătoriți pe ascuns pentru a putea trăi în liniște emoția momentului, fără presă și doar cu câțiva prieteni apropiați alături. După 2 ani de la căsătoria civilă, în 2008, ați avut însă parte de o petrecere impresionantă la București, cu ocazia cununiei religioase și a botezului fiicei dumneavoastră. Despre importanța acestui moment ați spus așa: ceremonia religioasă este un lucru la care țin. Am fost mereu aproape de biserică, poate și pentru că tatăl meu a fost preot. Urmează întrebarea. Credeți în căsătoria pentru totdeauna? Nu știu ce înseamnă totdeauna. Cred că dacă ești așa să vă spun ce fel de căsătorie cred eu, cred în căsătoria parteneriat. În căsătoria în care nu te simți abandonat niciodată. Și nu știu dacă căsătoria noastră e pentru totdeauna, dar pot să afirm că este o căsătorie în care nu m-am simțit abandonată niciodată. Și e un sentiment care te face să mergi mai departe, indiferent cât de greu e. Că ai lângă tine un om care știe... cum te simți, nu doar ce simți, legat de el, știe ce să-ți spună atunci când vede că nu ești bine și care lângă care am trăit momente și bune și rele, foarte multe, cred că mai multe decât pentru totdeauna, ca să zic așa. Au fost perioade foarte intense și în cei 17 ani chiar pot să zic că am trăit așa, cât pentru mai multe vieți. Mulțumesc. Continuăm. În 2006 spuneați așa: aș renunța la orice ca să fiu mamă. În 2008, visul vi s-a împlinit și într-un spital din capitală ați născut prin cezariană o fetiță. V-ați dorit ca ea să poarte un nume de sfânt cu rezonanțe românești, așa că ați botezat-o Irina. Iar pentru a duce mai departe tradiția din familie, a primit și prenumele Octavia, la fel ca dumneavoastră și bunica dumneavoastră. Ați mărturisit că momentul cel mai fericit din viață a fost când Irina v-a zâmbit pentru prima dată. Vă citez: nu seamănă cu nimic din ceea ce îmi imaginasem, nimic din ceea ce citisem în cărți, nici din ce plănuisem. Un copil îți schimbă total existența, prioritățile, gândirea, sentimentele. Însă a trebuit să suportați și dumneavoastră aceeași problemă cu care se confruntă majoritatea mamelor de fiice. Orice ați face, tatăl rămâne părintele preferat. Pe când Irina avea doar 5 ani, Victor Ponta povestea cu mândrie că în fiecare dimineață când pleca la serviciu, fetița îl conducea până la lift și nu se despărțeau până nu își făceau declarații de dragoste. Urmează întrebarea: vă invidiați soțul pentru iubirea fiicei? Situația nu este mult schimbată de atunci și cu ambele fiice se întâmplă această complicitate. Mi-e foarte drag să văd asta, pentru că am simțit și simt la fel pentru tata. Și așa că nu pot să invidiez, pentru că știu ce înseamnă dragostea unei fiice pentru tatăl, dar pe de altă parte știu și simt ceea ce simt raportat la mama, că partea de feminitate, de blândețe, de empatie, n-ai cum să o iei de la tată. Și sper și cred că asta le inspir eu fiicelor mele, pe lângă, evident, iubire și răsfăț și timp petrecut împreună. Mi-a spus că nici situația nu este mult schimbată, adică? Adică se întâmplă tot felul de ritualuri și complicități între ei, pe care pe unele le înțeleg, pe altele nu, la unele îmi dau acces, la altele nu. Și de obicei, de cele mai multe ori, eu sunt cu regulile și el cu distracția. Și e corect? Păi nu e corect. N-am spus că e corect. Am spus doar că așa se întâmplă. Asta e. El are un PR mai bun. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În timp ce declarațiile politice ale dumneavoastră sau ale lui Victor Ponta au ținut primele pagini ale ziarelor, ați făcut tot posibilul să vă protejați de presă viața personală. S-a aflat totuși că iubiți călătoriile în locuri exotice, dar apreciați în aceeași măsură și gesturile simple, astfel că atunci când timpul vă permite, nu ezitați să-i gătiți soțului chiftele sau alte mâncăruri preferate din bucătăria românească. Vă citez: secretul unei căsnicii fericite stă în atenția la detalii. Grija față de cum l-ai putea răni pe celălalt fără să-ți dai seama, cum l-ai putea ajuta atunci când este dezorientat, cum l-ai putea proteja când este vulnerabil și dorința de a face asta mereu până la sfârșit, chiar dacă uneori obosești. Chiar dacă Victor Ponta a mărturisit că nu obosește niciodată să vă facă declarații de dragoste, ba chiar uneori se pare că exagerează, dumneavoastră considerați că nu vă spune atât de des pe cât ar trebui: te iubesc. Urmează întrebarea roșie. Când ați auzit ultima dată te iubesc? Păi avem chiar un ritual în familie, să ne spunem, și de obicei, nu știu, când plecăm, când venim de undeva, dovezile de iubire uneori stau și în detalii, cum spuneam. Și noi n-am fost niciodată excesiv de deschiși în a vorbi despre noi, despre relație. Sigur că aici mă simt confortabil să vă spun niște lucruri, dar cred că am păstrat așa discreția și ne-a ajutat foarte mult. Și cred că poți să spui lucruri frumoase despre ce trăiești lângă partener și fără să faci declarații publice de mare iubire care n-au nici sens și nici valoare. Nu știu, mi se pare așa că se stinge farmecul, nu știu. Care e cea mai frumoasă declarație pe care ați primit-o? Au fost mai multe, nu? Primesc și le primesc de fiecare dată când simt că e lângă mine și fără să cer ajutorul. Și cea mai frumoasă declarație, acum că mă provocați, a fost atunci când, acum 2 ani, a venit și mi-a spus e prima dată când simt că n-ai încredere în tine. Și nu știu ce se întâmplă cu tine, dar trebuie să faci ceva. Și am privit-o ca pe o declarație de iubire, pentru că eu simțeam că ceva nu e în regulă cu mine, dar cumva am văzut, de fapt, ce se întâmpla. Că nu eram bine și pierdusem încrederea și pierdusem busola de care vă vorbeam și cumva și ei și-au pierdut busola, eu nefiind bine. Și faptul că a văzut asta, a simțit-o și mi-a spus și apoi m-a sprijinit să fiu mai bine, a contat enorm, bineînțeles. Mulțumesc! Mergem mai departe. În anul 2020 ați adoptat o fetiță în vârstă de 6 ani. Maria era pe lista copiilor greu adoptabili, însă ați mărturisit că nu v-ați dorit un copil perfect, ci doar să dăruiți iubire. Vă citez. Când am văzut-o prima dată, mi s-a părut că seamănă cu Victor. Eu am găsit un chip care radia bucurie. Este cel mai vesel copil. Tati, a spus de la început, este evident cine este preferatul. Cu el aș și dormi de la început. Mie mi-a spus mami mai târziu, dar nu am suferit. Am înțeles procesul care continuă. Aș vrea să-mi spuneți cum v-ați decis să adoptați un copil și ce ați învățat odată cu venirea Mariei în viața dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ce simțiți când fetița adoptată vă spune mama? Oh, asta e un subiect foarte emoționant pentru mine și e atât de mult de spus. Nu știu dacă pot să mă încadrez. Cred că e bucuria aceea supremă și satisfacția că ai făcut un lucru minunat și că copilul simte iubirea și te simte, nu știu. E ceva ce e foarte greu să descrii în cuvinte, dar și nu are legătură că noi avem capacitatea să iubim, că până la urmă în asta stă umanitatea noastră, nu? E despre tot procesul, faptul că noi am pornit pe acest drum asumându-ne că vom trăi alături de ea toate traumele prin care a trecut. Și așa se creează legătura. În momentul în care o însoțești pe acest drum, îți oglindește și traumele tale, că nu ai cum să scapi. Dar în final e despre momentele în care o privești și știi că te iubește și știi că e bine și știi că se simte în siguranță, că noi suntem ancora ei, căminul pe care l-am oferit și familia și că nimic rău nu îi se poate întâmpla pentru că noi suntem acolo. Aici cred că au fost multe momente grele. O să vă rog să-mi povestiți măcar unul. De la începutul adopției, sigur că n-aș putea spune că procesul e greu pentru că e necesar să fie greu, că până la urmă vorbim despre un copil. Vă dau timp. Adaptarea este foarte grea de ambele părți, pentru că nu te aștepți la atâta furie, la atâta durere și nici nu te aștepți, repet, să oglindească din tine lucruri pe care, nu știu, ori nu le știai, ori nu le-ai... n-ai vrut să le vezi și acum, iată, se pun pe masă, toți își pun pe masă suferințele și le tratăm împreună. Mă mai dau timp. Ce a scos la iveală din dumneavoastră, Maria? Frici, foarte multe. Ce frică? Frica că nu pot să fiu o mamă bună și da, au fost momente în care am simțit că nu pot să fiu o mamă bună. Și le-am depășit împreună cu ea. Și cu cei din familie, bineînțeles, că am fost o echipă de la început. Așa am și pornit pe drumul acesta. Am spus, este un proiect, până la urmă, dincolo de faptul, sigur că e un copil pe care îl iubim, și, dar este și un proiect, pentru că necesită efort, foarte mult să fii permanent acolo, prezent, și mereu să cauți soluții la situații pe care nu ți le imaginezi că vor apărea. Și da, au fost momente, dar bucuria este nu pe măsura acestor momente, este imensă. Mulțumesc. Rămânem aici. Înainte de a lua decizia de a adopta, ați avut un consiliu de familie în care ați discutat atât cu Irina, fiica dumneavoastră, cât și cu Andrei, fiul din prima căsătorie a lui Victor Ponta. Ambii copii au fost bucuroși că vor avea o soră, iar Andrei, atunci în vârstă de 19 ani, chiar s-a oferit să îi dea camera lui. Procesul de adopție a fost unul complicat și a presupus inclusiv o perioadă de pregătire psihologică. Ați mărturisit că din cauza trecutului Mariei, despre care ați spus că a trăit în 5 ani cât într-o viață de om, adaptarea fetiței la reguli a fost anevoioasă. Avea tendința să mintă tot timpul și să fugă de la grădinița unde se temea că va fi din nou abandonată. Nici relația dintre surori nu s-a putut consolida decât în timp și cu multă răbdare. După 3 ani însă lucrurile pare că s-au mai liniștit, vă citez. Victor se descurcă foarte bine cu fetele pentru că mami este cea cu regulile, mi-ați spus, și tati este cu distracția. Chiar dacă v-ați asumat rolul de mâna de fier a casei, ați mărturisit că ați avut și momente în care ați crezut că veți fi îngenunchiată și chiar v-ați îndoit că puteți fi o mamă bună. Urmează întrebarea: care e cea mai mare calitate a unei mame adoptive? Nu știu dacă a unei mame adoptive, a unei mame, și anume iubirea necondiționată și siguranța pe care trebuie să o oferi și să o transmiți copilului că ești acolo indiferent ce se întâmplă, în orice situație, și dacă uneori îți vine să plângi de supărare și de nervi și dacă, nu știu, se întâmplă ceva și ești dezamăgit sau supărat sau... ești acolo. Nu pleci, nu... taci când el vrea să vorbească cu tine, nu... Ești stâlpul la care o să vină întotdeauna să ceară sprijin și cred că asta e cea mai mare datorie și calitatea noastră a mamelor. De câte ori ați plâns din cauza neputinței? Păi am plâns și de emoții, și de bucurie, și de neputință, frustrare. Cred că așa am învățat să am răbdare mai multă. E o lecție pe care am primit-o de la Maria. Că lucrurile nu se întâmplă cât de repede vrei tu. Exemplul acesta cu școala, de exemplu, cu grădinița, cu școala, tot procesul ăsta în care ai impresia că îi oferi cea mai bună educație. Se întâmplă lucruri, dar de fapt uneori merg în ritmul ei. Nu în ritmul pe care îl vrei tu și îl aștepți. Și înveți să ai răbdare și să... Vă dau timp. Să simți și cum poate și cât poate, de fapt, Maria. Și așa am învățat despre ce înseamnă răbdarea și cât de important e să te conectezi cu copilul, cu acest tumult din ea, că până la urmă e o, în continuare o furie și o... Vă mai dau timp. Și să înțelegi că nu se poate schimba totul peste noapte. În acest proces ați simțit noastră vreodată că nu mai puteți? Da. Da, am simțit și că nu mai pot, am simțit și că mă prăbușesc, dar de obicei când se întâmpla lucrul ăsta era Victor care prelua totul și spunea ok, acum poți să plângi, poți să stai departe, că mă ocup eu. Bine, mulțumesc. Continuăm. Sunteți de părere că a fi mamă este cel mai frumos lucru. Însă ați menționat că femeia nu trebuie să uite nicio secundă nici de partener, care are de asemenea nevoie de timpul și de atenția ei, întrebată fiind dacă nu vi se pare totuși complicat ca o femeie să reușească să fie în același timp și mamă și soție, ați răspuns așa, ba da, dar de asta suntem femei, pentru că altfel, dacă nu am fi în stare să facem lucrul acesta, am fi bărbați. Urmează întrebarea. Este femeia mai tare ca bărbatul? Da. Nu știu dacă e despre comparație, de fapt. Eu cred că nu reușim să păstrăm echilibru tot timpul. Nu reușim să fim și mame și să avem profesie și să ne implicăm, să fim și soții bune și partenere. Sau... Am descoperit că, de fapt, este despre cât de bine ești tu cu tine și în momentul acela, cumva, în jurul tău se aliniază și se echilibrează pe cât posibil toate. Când nu ești bine cu tine, n-ai cum să, nici să te împarți, nici să le faci pe toate bine, nici să ai sentimentul că la sfârșitul zilei că, nu știu, ai o satisfacție. Și când ești bine cu tine, nu mai contează, nici că nu te poți împărți, nici că, nu știu, poate într-o zi nu vrei să fii la servici sau să mergi sau să faci de mâncare sau... Nu se întâmplă nimic. Nu se prăbușește nici business-ul, nici familia, pentru că își pot comanda. Dacă ai nevoie de timp cu tine, e foarte bine să ți-l iei ca să fii bine. Și când ne pierdem pe noi, nu mai contează ce se întâmplă în jurul nostru. Și atunci, cred că cel mai mare efort trebuie să-l depunem ca să nu ne pierdem pe noi și să fim bine și apoi cu ceilalți din jur. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. V-ați descris ca fiind o persoană cu picioarele pe pământ, caracterizată de o doză destul de mare de pesimism. În aceeași notă, vorbind despre căsnicie, ați spus așa: sunt multe lucruri de care depinde o relație fericită. Nu există nici garanții, nimeni nu-ți spune că ceea ce ai acum este pentru totdeauna. Bine ar fi să fie așa. Ați mărturisit că și în căsnicia dumneavoastră au fost momente de cumpănă. Unul dintre ele fiind în timpul campaniei electorale din 2014, când soțul dumneavoastră a candidat la alegerile prezidențiale. Atacurile la adresa lui au pus presiune pe familie și au fost resimțite cel mai dur de copii. Vă citez. Dacă ne iubeam și nu eram atât de uniți ca familie, acum sigur nu mai eram împreună. Urmează întrebarea roșie. Ați vrut vreodată să divorțați de Victor Ponta? Nu. Vorbeam acolo de situații dificile. Nu a fost doar una singură în campanie. Au fost foarte multe și unele nu au avut legătură cu politica. Evident că în 17 ani au fost multe momente și grele. Și momente în care am obosit, fie pe rând, fie în același timp. Dar, cum vă spuneam la un moment dat, nu ne-am abandonat. Și cred că e suficient să vă spun asta. Deci v-am răspuns și la întrebare și v-am și spus că este și despre momente dificile, dar este și despre momente frumoase, care cumva le acoperă pe cele grele și îți dai seama că poate cele grele te ajută și să-l înțelegi pe celălalt mai mult. Vreau să-mi dați un exemplu de moment greu de impact politic, pentru că aici s-a întâmplat foarte multe. A fost un carusel de trăiri și de emoții pe care politica vi l-a adus cu sau voia noastră în casă, aici. Cum v-am și spus, am avut sentimentul așa că trec prin iad la un moment dat. Nu știu, poate momentul demisiei și vă spun foarte sincer că a fost un moment în care l-am admirat și mai mult. Și pe cât de dificil a fost, pe atât de plin de semnificație, nu știu, momentul acela. L-am admirat că și-a asumat și că a avut demnitatea și curajul să facă acest gest. Mulțumesc! Pe scena politică ați fost întotdeauna o prezență elegantă, optând pentru ținute clasice, deloc extravagante. Vă citez. Încerc să fiu foarte sobră și nu este neapărat de lăudat. Nu sunt o victimă a modei, dimpotrivă. Pentru mine moda este o victimă. Presa a remarcat că în materie de încălțăminte ați fost fidelă unui brand românesc de tradiție, Guban. Celebra marcă de încălțăminte a fost fondată la Timișoara în 1937 și alături de Antilopa și de Clujana au fost cele mai apreciate companii de profil în perioada comunismului. La notorietatea de care s-a bucurat a contribuit și faptul că însăși Elena Ceaușescu își comanda pantofi de la fabrica din Timișoara. Urmează întrebarea: cum e să fii în papucii Elenei Ceaușescu? Dacă are legătură cu pantofii Guban, foarte comos. În rest, nu cred că a fost ușor să fim papucii ei. Este un calapod care mi se potrivește și da, recunosc că am mai multe perechi și un toc care, apropo de înălțime, în acest moment mi se potrivește și chiar îi port cu plăcere. Mulțumesc! În 2012, un schimb de replici între dumneavoastră și Elena Băsescu, care vă era colegă în Parlamentul European, a ținut prima pagină a ziarelor, după ce un cotidian a scris că avionul de Strasburg a decolat cu întârziere pentru că v-a așteptat pe dumneavoastră. Ați negat informațiile, susținând că articolul este, de fapt, un atac al celor din PDL și ați subliniat că dumneavoastră nu v-ați plâns niciodată că Elena Băsescu ocupa 3 locuri în avion. Fiica președintelui Traian Băsescu v-a răspuns imediat, scriind pe o rețea de socializare așa: înțeleg că Daciana Ponta, surprinsă de presă că a ținut un avion la sol 45 de minute, pentru că nu s-a putut trezi de dimineață, răspunde acuzându-mă pe mine că ocup 3 locuri în avion. Precizez, doamnă Ponta, că spre deosebire de dumneavoastră, mie îmi permite silueta să ocup un singur loc. Această gâlceavă, care poate părea la prima vedere puerilă, a fost interpretată de jurnaliști drept un ecou al războiului de ani de zile dintre soțul dumneavoastră și Traian Băsescu. Vreau să știu dacă o soție de prim-ministru poate ține un avion la sol și aș vrea să-mi spuneți în ce relații sunteți astăzi cu Elena Băsescu. Urmează întrebarea: care este cel mai mare privilegiu al unei soții de prim-ministru? Strict legat de incidentul acela, pe care l-am și uitat, nu era așa, dar sigur că era inutil să te justifici. Că tot vorbim de privilegii, poate că puteam să... nu-mi dau seama, dar sunt un om matinal, deci nu se punea problema să nu mă trezesc. Încăpeam și în scaun, liniștită, dintotdeauna. Nu știu de ce și mă uimește faptul că am intrat în polemici, pentru că nu obișnuiesc să fac asta. Probabil că nedreptatea știrii și a atacului m-a provocat foarte tare. A fost un incident, s-a vorbit atunci puțin și asta a fost. S-a întâmplat ceva cu avionul, nu mai mi-amintesc că au trecut ceva ani de atunci. Nu m-am mai întâlnit cu Elena Băsescu, dar oricum n-aș fi avut, nu știu, nu i-aș fi purtat ranchiună pentru asta. Și dacă ar fi așa să-mi dau mie un sfat, n-aș mai fi intrat în această polemică, eu cea de acum. V-ați simțit vreodată victimă colaterală a războiului Traian Băsescu-Victor Ponta? Nu. Nu, l-am simțit prin prisma a ceea ce se întâmpla și trăia soțul meu, dar atât. În niciun caz personal. Bine, mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. După ce în luna august a acestui an Victor Ponta a fost numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, analiștii politici au considerat că a fost făcut deja un prim pas pentru revenirea lui în PSD, partid din care a fost exclus în 2017. De altfel, nici Victor Ponta nu a negat această posibilitate. Îl citez. Revenirea în PSD nu depinde doar de mine și de Ciolacu. Dacă va exista o discuție, o purtăm cu toată deschiderea. Mai mult, în ultima perioadă, presa susține că Victor Ponta ar putea fi un posibil candidat la alegerile prezidențiale de anul viitor, mai ales că Marcel Ciolacu evită să-și anunțe candidatura. Vreau să știu dacă vă încurajați soțul să participe la o nouă luptă pentru scaunul de la Cotroceni și ce ar însemna asta pentru liniștea familiei dumneavoastră. Urmează întrebarea roșie. Sunteți pregătită să deveniți prima doamnă? Nu-mi încurajez și nu-mi descurajez soțul pentru simplu motiv că nu discutăm despre asta. Este ceva ce nici n-am discutat după alegerile prezidențiale pe care, din 2014 și nici nu cumva nici nu ne-am propus să-l aducem în atenția noastră, pentru că nu există acest subiect. Și atunci întrebarea nu are sens să vă răspund, pentru că nu există acest subiect, nu i s-a propus, nu și-a propus, nu și-a dorit, nu-și dorește și cred că nici nu se întâmplă lucru. Adică nu e un subiect pentru noi. Și sper că am fost destul de convingătoare pentru că real nu este un subiect pentru noi. Deci nu o să vă vedem prima doamnă? Cu siguranță nu. Bine. Mulțumesc. Mergem mai departe. Un întreg scandal a izbucnit în 2013 în legătură cu Răzvan Marius Moșteanu, unul dintre asistenții dumneavoastră de atunci, după cum apărea încadrat pe site-ul Parlamentului European, instituție care l-a și plătit pentru această funcție. Presa a scris despre el că în 2011 a fost reținut de poliție sub acuzațiile de tâlhărie și sechestrare de persoane, după ce a fost implicat într-o bătaie dintr-un club cu mai mulți soldați americani. Când jurnaliștii v-au chestionat în legătură cu această situație bizară, ați răspuns așa. Căutam pe cineva pentru acest post și mi-a fost recomandat acest domn. Nu știam despre această poveste din trecutul lui, nu verific oamenii pe care îi angajez cu ajutorul SRI-ului. Presa mai scria că aveați atât de multă încredere în asistentul dumneavoastră, încât l-ați însărcinat să vă ducă fica la grădiniță. Vă citez. Cazier știam că nu are și cred că nu mai este nimic de spus. Probabil că a făcut o greșeală în trecut, însă asta nu înseamnă că nu are dreptul la o a doua șansă. Vreau să știu cine vă duce acum copiii la școală. Urmează întrebarea. Acordați întotdeauna a doua șansă? Da. Și toți merităm a doua șansă. Și dacă învățăm și dacă nu învățăm din greșeli, de preferat să învățăm din greșeli și să nu mai repetăm măcar aceleași greșeli. Și concret, tot Răzvan duce fetele și e un om minunat, cu familie, cu două fete și el are două fete la rândul lui și nu regret deloc decizia. Mulțumesc. Continuăm. Ați fost atacată de-a lungul timpului cu etichetele de fica lui, soția lui. Dumneavoastră ați spus că v-ați păstrat numele dinainte de căsătorie și ați subliniat că ați fost în politică înainte de a fi soția lui Victor Ponta. Și Corina Crețu spunea despre dumneavoastră, o citez: vă invit pe toți la Bruxelles să vedeți cât de respectată este Daciana Sârbu, care este europarlamentarul Daciana Sârbu și nu soția cuiva. Acolo nu știe nimeni că este soția premierului Ponta. Ați reușit să faceți carieră în condițiile în care ponderea femeilor în politica românească este foarte mică, presa notând chiar anul acesta că suntem la nivelul din Congo, cu doar 17% femei în Parlament. În plus, multe dintre femeile alese în funcții importante din statul român s-au plâns de misoginism. Urmează întrebarea: care este cel mai mare dezavantaj al femeii în politică? Prejudecățile, mentalitatea. Nu doar eu m-am lovit de aceste prejudecăți. Foarte greu să se lipească etichete, foarte greu să pornești la drum cu suspiciunea că sigur există un bărbat în spatele tău și că tu nu ești în stare altfel. Și cred că nu doar în politică se lovesc femeile de această mentalitate. Și sunt niște bolovani pe care trebuie să-i cad după tine. Și indiferent ce faci, există mereu o voce care spune: da, dar sigur e cineva în spate, sigur n-a ajuns acolo pentru că merita. Evident că e mai greu, evident că ar putea să se întâmple lucruri, să se schimbe mai repede aceste mentalități și prejudecăți, dar cred că pași s-au făcut și am speranța că se va întâmpla o schimbare la un moment dat. Nu știu când, poate pentru copiii noștri, poate pentru tinerele femei, care sigur că și acum au teama că nu știu pe unde să o apuce, n-au niște repere, n-au niște modele neapărat, dar sper și cred că se vor întâmpla schimbări în sensul ăsta și că ceea ce am trăit noi nu vor mai trăi ele și le va fi mult mai ușor. Și poate că la un moment dat privim și la femeile din spatele femeilor, pentru că de cele mai multe ori sunt mai multe femei decât bărbați în spatele femeilor. Femei care le-au susținut, femei care le-au fost mentori, femei care le-au... Cine v-a fost mentor? De-a lungul timpului am... Prima femeie și persoană care mi-a fost mentor a fost diriginta mea, din profesoară de română, doamna Șandor. Apoi colega mea, Dagmar, din Parlamentul European, care era în comisie cu mine. Și era genul acela de femeie care, atunci când intra într-o cameră, se făcea liniște, pentru că asta inspira respect și o prestanță, și care la un moment dat m-a chemat și a zis: m-am uitat mult la tine și cred că e momentul să stai lângă mine. Și m-am simțit așa, ca și când ceva extraordinar s-a întâmplat și da, mi-a fost... câțiva ani cât am rămas în Parlament mi-a fost mentor. Deci femeile din spatele femeilor uneori sunt mult mai importante decât bărbații. Mulțumesc, am notat. Continuăm. Ați fost europarlamentar din 2007 până în 2019, timp de 3 mandate, și ați făcut parte din diverse comisii și subcomisii. Presa a remarcat câteva coincidențe în cariera dumneavoastră la Parlamentul European. Primul mandat l-ați câștigat când tatăl dumneavoastră era un nume greu în politica românească, fusese ministru al agriculturii și deținea un mandat de senator. A doua oară ați fost aleasă europarlamentară în 2009, când tatăl dumneavoastră era din nou ministru al agriculturii, iar al treilea mandat a coincis parțial cu perioada în care soțul dumneavoastră, Victor Ponta, era președintele PSD și premierul României. În 2019, la acea vreme, secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, cataloga plasarea dumneavoastră pe listele PSD pentru Parlamentul European drept, îl citez, un accident. Daciana a fost un accident pentru că era soția lui Ponta. Nu o să se mai întâmple așa ceva. O să suflăm și în iaurt. Și apropo, aici mi-ați spus mai devreme: Urmează întrebarea. În spatele unei femei din politică stă întotdeauna un bărbat puternic? Nu. Pot să stea și femei puternice și bărbați puternici. Important e unde stă ea. Și cred că, așa cum v-am mai spus, nu mi se poate reproșa că n-am stat pe scaunul de europarlamentar cu demnitate, că n-am plecat cu realizări de acolo și cred că situația aceasta cu, nu știu, mă refer de exemplu la situația cu Victor, ne-a încurcat cumva pe amândoi, de fapt. Pentru că și el era acuzat că își pune soția pe listă, nu doar eu că mă pune soțul. Și-a asumat asta și am apreciat foarte mult pentru că el chiar credea în ceea ce fac eu. Și că era nedrept să mă sancționeze pentru că s-a întâmplat ca el să fie președintele partidului în timpul mandatului meu. S-a întâmplat această schimbare. Și am fost pregătită să vorbesc despre asta, pentru că știam că la un moment dat va trebui să spun și ce am simțit și ce s-a întâmplat. Și da, cred că a fost un dezavantaj. Dar numai eu cu mine și cu conștiința mea pot să vă spun că nu mă declar învinsă și nu cred că asta m-a definit pe mine. Faptul că la în acele momente erau niște bărbați din familia mea în niște funcții. Ok, mulțumesc. Un moment care v-a speriat foarte tare, pentru că a pus-o în pericol pe fiica dumneavoastră, a avut loc în București. Aflată pe o trecere de pietoni din Piața Dorobanți, ținându-vă fetița de mână, un bolid negru v-a tăiat calea, atingându-vă. Mai mult, șoferul a coborât, amenințându-vă cu bătaia și pe dumneavoastră, dar și pe alți părinți prezenți. Ați spus așa: în acel moment, copiii au început să plângă înspăimântați și de întâmplare, dar și de panica din ochii celor mari. Cu toții am avut impulsul de a ne răzbuna cumva, temperat însă rapid de frică. Vreau să știu dacă ați fost vreodată paralizată de frică. Urmează întrebarea. Ce nu vă place în România? Dezordine. Sunt un om poate chiar excesiv de ordonat, foarte atentă la detalii și da, mă deranjează mizeria, dezordinea și haosul în general și uneori este apăsător în București sau în general în România și raportat la faptul că am trăit mulți ani și în Bruxelles, chiar dacă făceam naveta, nu simțeam asta acolo, dar pe de altă parte sentimentul de siguranță pe care l-am avut și l-am întotdeauna în România, de multe ori nu l-am avut acolo. Și am ajuns să apreciez mai mult asta, lăsând la o parte, sigur, uneori mizeria, haosul și așa. Cel mai mult în momentul atentatului de la Strasburg, când mi-am dat seama că suntem foarte norocoși că trăim în România. Acela este momentul care v-a și impactat cel mai tare? Da. Eram cu Irina și cu mama. Și da, am fost foarte aproape de eveniment și n-am realizat că și pe Irina a impactat-o decât după câteva luni, pentru că se trezea și avea coșmaruri, dar da, a fost un moment foarte greu. Mulțumesc. Mergem mai departe. Mergem cu o întrebare roșie. În 2018 v-ați dat demisia din PSD, în condițiile în care soțul dumneavoastră fusese deja exclus din partid în urmă cu un an. Victor Ponta a activat o vreme ca independent, după care a fondat ProRomânia, pentru că mai apoi, în decembrie 2020, când ProRomânia nu a mai făcut prag parlamentar, să fie nevoit să stea departe de politica mare. În 2019 și dumneavoastră ați ieșit din politică, susținută chiar de soț, care v-a spus așa: va veni o vreme când nu vei mai vrea să stai departe de noi, să faci drumul București-Bruxelles. Fiica noastră va avea nevoie fizic de tine. Urmează întrebarea roșie. Ați greșit vreodată urmându-l pe Victor Ponta? Nu. Are o mare calitate, vizionar, și cred că asta îmi lipsește mie. Și de fiecare dată, când eram în momente acestea destul de complicate sau momente de indecizie care mi s-au întâmplat de-a lungul vieții noastre împreună, a avut o viziune și a fost norocoasă că s-a dovedit că a avut dreptate. Și legat de venirea mea de la Bruxelles și multe altele, am ținut cont de părerea lui și nu am greșit la momentele respective. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. În 2006, presa a anunțat că ați fost exmatriculată de la doctorat. Contactată de jurnaliști pentru a comenta informația, dumneavoastră le-ați replicat așa: data viitoare să nu mă mai sunați cu întrebări penibile. Eu nu am fost informată de asta și nici nu este adevărat. În cele din urmă, presa a dovedit că ați fost înștiințată de facultate. Îl citesc pe rectorul de atunci al Universității București, profesorul dr. Ioan Pânzaru. Ca regulă, noi așteptăm aproximativ 3 luni după ce trec termenele, înainte să ajungem la exmatriculare. Mulți nu sunt în sistemul universitar și au probleme de rezolvat la muncă, plus deplasări, așa că nu este de mirare că sunt exmatriculați, fiindcă nu se pot încadra în program. Este de notorietate faptul că soțul dumneavoastră, Victor Ponta, a primit porecla doctore în urma unuia dintre cele mai mari scandaluri de plagiat la doctorat înregistrate în România. Vreau să știu dacă v-ați mai înscris la studii doctorale. Urmează întrebarea roșie. Sunt doctoratele o piatră de moară în familia dumneavoastră? Nu. M-am înscris la doctorat și apoi, într-un moment în care aveam timp să mă ocup de asta, apoi lucrurile s-au schimbat și am decis să nu mai merg. Neavând o carieră didactică, n-am considerat că la momentul acela pot să mai fac asta sau trebuie să mai fac asta. Și asta s-a întâmplat. Nu a fost nimic nici spectaculos, nici complicat. Am luat o decizie, au aplicat-o și cam asta a fost. Nimic ascuns, nimic spectaculos. S-a întâmplat să am timp liber mai mult atunci și apoi nu. Pentru că, da, necesită o muncă și un studiu și destul de mult timp alocat. Bine, mulțumesc. Continuăm. Conform ultimei declarații de avere pe care ați completat-o în 2019, dețineați un teren forestier de 5.000 de metri pătrați în Dâmbovița, un teren intravilan de 5.822 de metri pătrați în Prahova și o casă de vacanță de 196 de metri pătrați la Cornu. În coproprietate cu soțul dumneavoastră, Victor Ponta, mai aveați tot la Cornu o casă de vacanță de 200 de metri pătrați și două apartamente de 95, respectiv 176 de metri pătrați în București. Dacă în 2013 presa analiza veniturile unora dintre cei mai importanți politicieni ai vremii și nota că Victor Ponta, Crin Antonescu și Vasile Blaga aveau salarii mai mici decât soțiile lor, care ocupau un scaun de deputat în Parlamentul European, în familia dumneavoastră situația a rămas neschimbată și 6 ani mai târziu. Astfel, ca deputat în Parlamentul European, salariul dumneavoastră în 2019 s-a ridicat la peste 80.000 de euro, în vreme ce soțul dumneavoastră, ca membru în Camera Deputaților la București, a obținut un venit anual de aproximativ 25.000 de euro. Urmează întrebarea. Aduceți și astăzi cei mai mulți bani în casă? Nu. S-au schimbat rolurile, dar situația nu. Până la urmă ne completăm. De fiecare dată au fost momente în care ne-am susținut. Nu sunt niște dezbateri legate de bani. Cred că familiile, majoritatea familiilor se întâmplă asta. E și normal să facem așa. Și nu, acum nu câștig mai mult decât soțul meu. Câți ani ați câștigat mai mult decât soțul meu? Destul de mulți. Dar, repet, n-a fost asta o situație. Așa s-a întâmplat, pur și simplu. Bine. Continuăm. Presa a notat că în 2001, când aveați doar 24 de ani și fără să fi ocupat până atunci o funcție majoră în politică sau în vreo companie privată, ați început brusc să investiți miliarde în case, terenuri și apartamente. Ați cumpărat casa de la Cornu, apoi în apropiere un teren de 5.800 metri pătrați și în același an un apartament în zona Charles de Gaulle din București, dar și un teren de 5.000 de metri pătrați în județul Dâmbovița. Presa nota că tatăl dumneavoastră, Ilie Sârbu, era cel care vă finanța și vă spunea ce să cumpărați. În 2019 apărea informația că de data aceasta dumneavoastră ați făcut tatălui o donație de 950.000 de lei. Ilie Sârbu tocmai cumpărase un apartament a cărui valoare era estimată la 2 milioane de lei, iar jurnaliștii au observat că donația dumneavoastră a coincis exact cu suma pe care, în declarația sa de avere, Ilie Sârbu o menționase ca rest de plată pentru respectivul imobil. Urmează întrebarea. Cum circulă banii în familia Sârbu? E amuzant așa că, până la urmă, până să vină în București, să fie ministru, tatăl meu a mai trăit, adică a avut o viață și a fost om de business și evident că, mutându-se în București, am vândut tot ce aveam în Timișoara și a făcut niște investiții care, la momentul acela, nu erau investițiile mele. Că pe parcurs au trecut în proprietatea mea, asta a fost, până la urmă, decizia lui. Deci, și destul... Adică, foarte transparent, nu destul de transparent totul, pentru că existau de atunci declarații de avere. Ani de zile am depus declarații de avere și cred că dacă era ceva de discutat sau de cercetat, s-ar fi întâmplat asta. Mulțumesc. Continuăm. Afacerea noastră cu dulciuri a prosperat, însă de-a lungul timpului din presă nu au lipsit controversele. Astfel, la puțin timp de la inaugurarea primei cofetării, presa nota că funcționați fără autorizație. A doua zi, pe 6 noiembrie 2015, ați închis cofetăria pentru aproape 2 săptămâni, timp în care ați obținut documentele necesare pentru a fi în legalitate. 6 ani mai târziu, în 2021, jurnaliștii notau că luptați pentru excluderea societății noastre din firmă, fapt pentru care ați ajuns la tribunal în calitate de reclamant. După mai multe termene amânate, în iunie 2022, procesul s-a încheiat, judecătoria consfințind înțelegerea părților. Trebuie spus că tatăl dumneavoastră, Ilie Sârbu, nu a fost de acord nici când ați intrat în politică, dar nici când ați decis să investiți bani și timp în afacerea cu prăjituri. Vreau să știu de ce nu v-a sprijinit tatăl dumneavoastră în deciziile majore pe care le-ați luat în carieră. Urmează întrebarea. Ați reușit să îl îndulciți pe tata cu prăjiturile dumneavoastră? Da. Chiar să îl fac dependent de unele prăjituri. Mi-a luat ceva timp și în cazul ăsta, dar tata e destul de conservator și a privit-o așa ca pe o retragere a mea, nu știu, poate nu era convins că este ceea ce îmi doresc să fac și ce fac cu pasiune, dar asta până la prima prăjitură. Și cred că atunci am înțeles că fac și bine ceea ce fac și că se simte de la prima linguriță că am pus toată pasiunea și toată bucuria în acest business. Bine, mergem mai departe. Iubiți enorm animalele, militați pentru drepturile lor și sunteți total împotriva vânătorii. Tatăl dumneavoastră, în schimb, este un vânător pasionat, care obișnuia să meargă des în expediții cinegetice cu mai mari PDSR, PSD-ul de astăzi. Într-o astfel de partidă, din 2003, în a treia zi de Crăciun, Ilie Sârbu a fost rănit prin împușcare. Incidentul a fost și a rămas învăluit în mister, motiv pentru care jurnaliștii au vehiculat mai multe ipoteze. S-a spus că vinovat ar fi șoferul tatălui dumneavoastră, care l-ar fi împușcat din greșeală, neștiind să manevreze arma, sau că pușca s-ar fi descărcat accidental în mâinile tatălui dumneavoastră, sau că premierul în funcție de atunci, Adrian Năstase, ar fi ales această cale pentru a se răfui cu ministrul agriculturii. Cert este că acea partidă de vânătoare din 2003 a fost doar unul dintre episoadele în care familia dumneavoastră a atras atenția jurnaliștilor. Vreau să știu când v-ați simțit vânată de presă. Urmează întrebarea. Cine l-a împușcat pe tatăl dumneavoastră? Evident că s-au făcut atâtea scenarii în acel moment. Eu doar pot să-mi amintesc că a fost un moment foarte greu. Am petrecut mai mult de o lună în spital cu tata. A fost un accident, pur și simplu, de vânătoare. Se întâmplă multe, din păcate, și unele n-au final fericit, ca în cazul nostru. Dar a fost o perioadă foarte grea. Deci nu l-a împușcat nimeni, a fost pur și simplu un accident, dar n-am trecut ușor peste momentul acela. Și cred că nici el. De câte ori v-ați simțit vânată de presă? Deloc. Cred că nu știu dacă am fost privilegiată să n-am nici conflicte și nici să... Poate că felul în care am ales să fiu mai discretă și să nu-mi doresc să ies în evidență nu n-a atras nici presa atât de mult, sau n-am atras atât de mult atenția. Plus că în momentul în care ești persoană publică, vine la pachet, îți asumi. Oamenii aceia au o meserie și tu te-ai expus. Și atunci n-ai de ales. Mulțumesc. Într-un interviu din anul 2006 ați menționat că ați fost cuplată de jurnaliștii de scandal cu Cristian Băureanu doar pentru că erați colegi la Argeș. Nu a fost însă singurul bărbat cu care presa v-a asociat sentimental. Întrebată cum vă apărați în fața acestor informații, ați răspuns așa: greu. Dar cred că ajungi să-ți construiești un scut. Nu ai cum să trăiești fără să te protejezi. Urmează întrebarea. V-ați simțit vreodată lipsită de apărare? Lipsită de apărare? Cred că da. Dar nu cred că are legătură nici cu presa, nici cu atacurile, poate cu situații în viață în care, nu știu, simți că n-ai ieșire sau nu găsești niște răspunsuri sau nu te regăsești, dar m-am învățat din toate aceste situații. Am învățat și să mă apăr atunci când mă simțeam vulnerabilă, dar am învățat să și arăt părți din mine care poate până acum nu voiam să le arăt. Dar cred că vulnerabilitatea ajută și te ajută să evoluezi și să te cunoști. Și nu e o slăbiciune să arăți că, nu știu, poate ești lipsit de apărare sau ai greșit sau ai emoții sau regreți ceva, ci o asumare și un proces care nu are cum să-ți facă decât bine. Mulțumesc. Continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. Am vorbit de-a lungul emisiunii că nu puțini sunt cei care au susținut că apariția dumneavoastră pe scena politică s-a datorat tatălui dumneavoastră Ilie Sârbu, sau că există voci care consideră că biletul dumneavoastră spre Bruxelles a fost numele soțului dumneavoastră, Victor Ponta. Odată retrasă din politică, ați ales să pășiți pe un drum nebătătorit nici de tatăl, nici de soțul dumneavoastră și v-ați dedicat unei afaceri cu prăjituri. Presa a remarcat că ați devenit foarte activă în mediul online, deși împărtășiți urmăritorilor dumneavoastră cele mai importante momente din activitatea dumneavoastră sau din timpul liber. A fost surprinzător să remarcăm că pe una dintre cele mai populare rețele de socializare, în ultimii 3 ani, nu ați postat nicio fotografie alături de tatăl dumneavoastră, iar ultima fotografie alături de soțul dumneavoastră este datată cu mai bine de 1 an în urmă. Vreau să știu dacă v-a încurcat vreodată notorietatea tatălui sau a soțului. Urmează întrebarea roșie. Și-a câștigat Daciana independența? Nu independența, echilibru și maturitatea, și sunt în momentul în care pot să spun că m-am descoperit, pot să împărtășesc din experiența mea și nu are legătură cu imaginile masculine din viață. Asta s-a întâmplat pur și simplu că nici n-am vrut să expun prea mult familia și că m-am axat cumva și pe partea de business, în comunicare, pe partea de feminitate, de ce înseamnă să fii o femeie matură și da, poate dacă asta înseamnă să-ți câștigi independența, da. Sunt exact acolo unde îmi doream să fiu și sunt pregătită să împărtășesc din drumul acesta și părțile mai puțin bune și părțile bune și să fiu cumva de folos celor care, nu știu, poate simt nevoia să fie însoțiți pe drumul pe care îl parcurg. Asta s-a întâmplat în ultimii 3 ani. Mulțumesc! Dacă pe scena politică v-ați afișat întotdeauna în ținute sobre și elegante, în timpul liber abordați un alt stil vestimentar. În 2015, paparații v-au surprins într-un mall din București, purtând jeans, o bluză lejeră și pantofi sport. Deși părea o combinație banală, presa a notat atunci că valoarea hainelor și a accesoriilor se ridica la aproape 6.000 de euro. În 2021 ați mărturisit că simțiți nevoia unei schimbări în garderobă și că vă doreați să renunțați la costumul cu cămașă albă. Vă citez. Mă inspir de la prietenele mele, la care am găsit ceva ce mie îmi lipsea, un anume gen de feminitate și creativitate. Surprizele au continuat când ați declarat că la 40 de ani v-ați făcut un tatuaj. Numai puțin uimit a fost și soțul dumneavoastră, care v-a spus așa. Să nu vii la mine să-mi spui că Irina vrea tatuaje și noi ce ne facem. Urmează întrebarea. Ce aveți de gând să mai schimbați la dumneavoastră? Eu în continuare cred că nu m-am oprit din acest drum și că în fiecare zi învăț ceva. Și bineînțeles că mă voi mai schimba și sper eu un bine. Cum cred că s-a întâmplat și în ultimii ani. Și tatuajul a fost așa, o declarație pentru mine. E un cuvânt care înseamnă enorm pentru mine. Believe, credință, este ancora mea, credința, și cumva să-mi aduc aminte în fiecare zi, să fiu recunoscătoare, să mă rog și să nu uit că sunt astăzi aici și datorită acestei ancore. Și da, sper să mă schimb în continuare în bine. Ce v-ar plăcea să mai schimbați la dumneavoastră? Mi-ar plăcea să mă dezvolt mai mult, să am mai mult timp. Am făcut tot felul de cursuri în ultima perioadă, am citit mult. Poate că în zona aceasta de dezvoltare personală, da, mi-ar plăcea să mai acumulez și automat să mai schimb. Mulțumesc! Dacă despre soțul dumneavoastră ați spus că mănâncă pentru a trăi, despre dumneavoastră ați recunoscut că trăiți pentru a mânca. Nu refuzați niciodată salata de vinete și cozonacul care, mâncat cu lapte în ziua de Crăciun, vă amintește de sărbătorile de iarnă din copilărie. Pe lista plăcerilor vinovate ați mai trecut și pâinea, dar și cartofii prăjiți. Nu refuzați nici dulciurile, mai ales că, având cofetării, contribuiți la rețete și trebuie să degustați deseori prăjiturile. Cu toate acestea, avem în fața noastră o femeie a cărei siluetă poate stăni cu ușurință invidia multor doamne. Urmează întrebarea: se poate slăbi în cofetărie? Nu, se pot mânca prăjituri cu echilibru și în momente în care ai nevoie de răsfăț, să te simți bine și să mănânci niște prăjituri bune. Avem și prăjitură fără zahăr, apropo de slăbit, dar cred că echilibru cumva ajută cel mai mult. Nu sunt în categoria celor care s-au născut slab și asta e, mănâncă orice, din păcate. Așa că e un efort, mai ales în perioada în care trebuie să fac și dezvoltăm rețete și facem degustări. Se întâmplă să fie mai greu atunci. Dar nu e despre slăbit, este despre plăcere, te simți bine și apoi știi că o perioadă nu mai faci excese. Dar te bucuri de ceva bun. Bine, mulțumesc și mergem cu ultima întrebare. Ați povestit că în copilărie nu ați avut o căsuță în copac, așa cum își doresc mulți copii. Dumneavoastră vă găseați liniștea în casa Domnului, acolo unde mergeați deseori, mai ales că sunteți și fiică de preot. Vă citez: toată viața mea am avut acest punct de sprijin în Dumnezeu. Credința m-a însoțit prin viață și m-a ajutat să văd. A fost acolo tot timpul. Aș fi fost un cu totul alt om dacă nu aș fi avut acea credință. Credința e tot. E sens, e iubire, m-a ghidat, m-a învățat. Urmează întrebarea: cine ați fi fost fără credință? Nimeni. De mică mergeam la biserică și erau momentele mele de regăsire, de pace. Apoi, sigur că am dezvoltat această relație cu divinitatea și a fost pentru mine, așa cum vă spuneam, o ancoră. Simt că atunci când nu sunt bine, îmi iau puterea de acolo. Simt că poate prin ceea ce spun pot să dau și din această putere a mea celorlalți. Și că e ceva ce mă ajută, mă ghidează și mă însoțește în fiecare zi. Nu aș exista fără asta și e parte din mine, așa că, da, n-aș fi fost nimic. Mulțumesc frumos, Daciana, pentru prezența aici la noi, la 40 de întrebări. Cei care ne urmăresc acum văd pe micile ecrane un tabel ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări. Ne-au mai rămas la dispoziție 13 minute. Bineînțeles că nu vom folosi timpul în integralitate, dar dacă sunt chestiuni ce v-ați fi dorit să vă întreb și eu n-am făcut-o, dacă sunt lucruri din biografia dumneavoastră ce nouă ne-au scăpat sau dacă sunt pur și simplu elemente pe care vreți să le menționați sau să le povestiți, acum este momentul și după aceea va urma evaluarea mea. Nu, sincer, așteptarea mea era să trecem prin toate aceste situații și cumva, nu știu, am simțit așa că e un punct zero, că trebuie să vorbesc despre niște lucruri, că trebuie să lămuresc niște situații care poate au rămas așa în mintea oamenilor ca nerezolvate, neexplicate și sper că am făcut-o suficient. Nu am nimic de ascuns. Și am venit cu inima deschisă, tocmai de aceea. Nu știu dacă am ceva de adăugat. Poate... Bineînțeles că mai erau întrebări, dar situațiile acelea pe care mă așteptam eu să le explic au fost aduse în discuție. Evident că mi-ar plăcea să mai vorbim și despre... business și despre femeile din jurul meu și despre planurile de viitor, dar sunt convinsă că o să mai avem ocazia. Mă amuzam pentru că înainte de emisiune recunosc că am mai revăzut emisiunea cu Victor. Și mă gândeam așa că îi trezește emoții, că la un moment dat l-ați întrebat ce fel de soț e Victor Ponta și a spus să spună Daciana ce fel de soț sunt. El, probabil, negândindu-se că eu o să-și ajung la emisiune. Dar cred că am spus ce fel de soț e și sper că măcar puțin a avut emoții. Și o să aibă emoții. Dar, da, nu, chiar am trecut prin toate subiectele dificile și, repet, sper că am răspuns suficient de clar și de sincer, cu siguranță. Evaluarea în această emisiune o fac eu. Da. Și o să înceapă acum. În primul rând, vreau să vă spun că aveți... eu admir și îmi plac foarte mult ochii deschiși la culoare. Aveți niște ochi căprui foarte mari, foarte profunzi și care vin așa parcă din alte vremuri, vechi așa cumva, care au o poveste și care spun o poveste și a căror poveste pe mine în această seară m-a emoționat, pentru că este povestea unei femei care a crescut având acces la medii de putere, la tot ceea ce poate cele mai multe dintre femei și-ar dori și sunteți o femeie și ați rămas o femeie simplă, caldă, profundă. Ați vorbit de decență pe durata acestei emisiuni. Este, din punctul meu de vedere, un interviu despre decență, normalitate, răbdare și timp. M-am bucurat și mă bucur că o Românie întreagă o să vă cunoască așa cum sunteți noastră, pentru că v-am simțit deschisă, sinceră, emoționată, mamă, soție, femeie care a învățat să-și țină casa și care face acum un business de succes. O bucurie și o onoare să vă cunosc. Și pentru mine, mulțumesc. Mulțumesc pentru prezența. Și chiar m-am emoționat. Mulțumesc frumos. Dragii telespectatori, emisiunea a ajuns la final. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!